Bună ziua! Suntem elevi din clasa a 4-a Liceul Teoretic Național. Numele meu este Radu Moldovan. Eu sunt Adrian Gane. Eu sunt Iliescu Ari. Eu sunt Luca Mitruc. Eu sunt Anuteu Iomar. Și astăzi o să vă prezentăm un mic fragment învățat la ora de lectură din Evatare din Biblioteca domnului Limoncello. Cael găsi imediat o monedă de 5 cenți din 1982, o vârând în buzunar, înlăturând celelalte monede de 5 și 10 din 2010, 2003 și 1982. Haide, haide, mormăi el. Ușa atelierului se izbi larg de perete. Ce se întâmplă? Maica era de-a dreptul surprins să-l vadă pe Cael că el luase înainte. În clipa următoare era în genunchi, scormonind după monede. Însă Cael dintr-o dată exclamă: am găsit-o! Și cea de 5 cenți? Insistă Mike. Cael i-o arătă. Ai intrat pe fereastră? Se auzi o voce din spate. Era Curtis, ghemuie lângă straturile de flori. Da. Asta era și planul meu. Cea mai scurtă distanță între două puncte este o linie dreaptă. Nu-mi vine să cred că ai câștigat. Ei bine, n-ai de ales, frate. Iar acum voi doi trebuie să duceți toate vehiturile astea la loc. E chiar n-o să-i dau chestia asta înapoi lui Twinkie, spuse Curtis arătându-l o bucată de sfoară înodată. O, ba da, pentru că ai pierdut. Da, sigur ai fi avut o idee să intri pe fereastră. Kyle, poate ar fi bine să taci un pic. Ce? Haide, Curtis, nu te oftica și tu, doar pentru că eu am fost cel care a luat-o pe scurtătură și a deschis geamul cu piciorul și... Cal, tu ai făcut asta? Tu ai spart geamul? Nu. Ei bine, ghici cine va plăti? Cine va plăti? Tu, Cal, tu! Oh,